am pornit căutarea anvelopelor perfecte. Și îmi zice omul de la centru de anvelope: ok, tu îți bagi joc de noi, cum adică să pui roți pe 20 pe T5? Mamă, nu cred. Mamă, cum arată. Salutare, dragi viitori de mașini, bine ați venit pe Vrum Vrum Vlog. A sosit momentul. Una dintre cele mai mari modificări pe care le-am adus la dubă astăzi o vom face. Și anume, după experiența avută cu băieții de la Tuner Shop, ce ne-au modificat mașina și ne-au lăsat-o cu 4 cm, la propunerea lui Alex a zis: băi, dacă tot ai lăsat-o mai jos cu 4 cm și vrei să o duci la un alt nivel, hai să-i punem un set de jante să-ți facă pielea de găină. Zis și făcut, doar că provocarea era una foarte reală, și anume să găsim un set de jante ce să suporte greutatea mașinii, să fie omologat TÜV și să n-avem nicio problemă din punct de vedere a siguranței. Tocmai de asta, băieții de la Tuner Shop au fost alegerea perfectă, pentru simplul fapt că le-am trimis talon, le-am trimis o copie după cartea de identitate și am zis: te rog, Alex, hai să căutăm cea mai bună variantă pentru mașina asta. După o perioadă de documentare din partea lor, am primit și varianta perfectă pentru noi, și anume Barracuda. De ce Barracuda? Pentru că este mixul perfect între un preț de bun simț și efectul ce eu îl căutam la mașina asta, și anume să spui wow. Am mers pe o variantă ce să atragă cu adevărat privirea, și anume am mers pe 20. Imaginează-ți jantele ce le-am în spate pe duba noastră. 20 de inci, 9J, sunt sigur că o să arate incredibil de bine. Tocmai de asta, după ce am stabilit clar modelul de jantă pe care îl apreciem noi și pe care îl vedeam pe dubă, am pornit căutarea anvelopelor perfecte. Moment în care am găsit un centru de anvelope ce îmi putea oferi anvelope de 275 lățime, pe 35, pe 20. Și partea tare, până ajungem acolo, vreau să-ți povestesc ce feedback am avut din partea lor. Și anume, în momentul în care i-am sunat, le-am zis: uite, vreau și eu un set de anvelope pe 275, 35, 18. Și mi-a zis: ok, toate patru, adică nu pui pe lățimi diferite? Am zis: da, toate patru la fel. Și îmi zice: bă, da, ce mașină e asta? La care eu, Volkswagen. Ok, ok, dar ce Volkswagen? De 5. Și îmi zice omul de la centru de anvelope: ok, tu îți bagi joc de noi, cum adică să pui roți pe 20 pe T5? Și da, acum sunt în drum spre centrul de anvelope cu jantele în spate, în speranța că jantele se vor potrivi și nu le voi da dreptate când vine vorba de zâmbetul ăla, ha-ha-ha, că ei sunt mai deștepți. Dar încrederea mea este una foarte mare în băieții de la Tuner Shop, pentru că jantele le-am ales în funcție de aprobarea TÜV. Adică nu ne-am gândit noi: hai să vedem, să punem niște jante că ne plac nouă. Nu, jantele astea sunt aprobate TÜV pentru Transporter T5. Acestea fiind spuse, ne vedem direct la centru de anvelope. Și am ajuns la centru unde vom schimba anvelopele. Cam așa arată. Acum urmează să bag mașina în hală și băieții mi-au zis că îmi bag joc de ei că am adus roțile astea. Au zis că n-au auzit în viața lor să pună roți pe 20 pe un Transporter. Păi nici nu cred că sunt mulți nebuni ca noi. Nu, ce frumoase. Vezi, avem și prezoane, cred că acolo, nu? Așa, ușoare. Cred că sunt șuruburi, că nu are prezoane. Then she took that thing off and bring it around. Going at it till I'm on. Put that nani in a hole, I'm beating it down. I'm back in that bag again. Bun, și avem și anvelopele. Cam așa arată anvelopele. Hai să le vedem sus. I'm back in that. Yeah. What you doing? Yeah. I'm back in that. Hey. Where you going? Hey. Am plecat, acum mi-e și frică să virez să văd dacă freacă pe undeva. Dar a fost una dintre cele mai ciudate experiențe, pentru simplu fapt că la fiecare pas pe care l-am făcut, băieții îmi ziceau că: a, pe asta nu-i bine, pe asta nu-i bine, asta nu-i bine. Și am zis: bă, dacă ea de la TÜV vor zis că merge, hai să le punem. Și vreau să vă spun un lucru: jantele sunt pe mașină și arată incredibil de bine. Partea interesantă e că nici nu s-a rigidizat, adică nu îmi dă un sentiment ciudat. Mă așteptam să simt mult mai, să mă simt ca în cart, așa, mai ales că am lăsat și suspensia puțin mai jos, cu niște arcuri mai dure, acum i-am pus și roți pe 20, cu talon de 35, și acum cred că este momentul perfect să ne oprim și să vă prezint noile jante de pe al nostru Transporter.
Și încă mă plimb cu Duba, totul este în regulă. Încă o dată mi se confirmă faptul că dacă ai la dispoziție o echipă de profesioniști, nici n-ar trebui să ai emoții. Emoțiile mele referitoare la montarea jantelor a fost prin simplu fapt că toată lumea îmi zicea că nu există și n-ai cum să pui roțile astea pe mașină. Na, uite că dacă ai niște oameni ce se documentează, cum ar fi băieții de la Tuner Shop, pur și simplu le-am trimis datele, mi-au zis că astea sunt jantele care merg, 100% merg, dă-i înainte, nu trebuie să te lași influențat de părerea niciunea dintre oamenii ce îi ai aproape. Acum vreau să merg acasă și să mai completăm puțin la simulator. Mi-aș dori să cumpărăm volanul, să punem televizorul pe suport și ușor, ușor să ne pregătim de finalizarea simulatorului, în așa fel încât pe viitor, dacă aveți un eveniment, să puteți să vorbiți și să aduceți la locația voastră Duba Vrum Vrum Vlog. Aloha, bro! Mă, nu cred. Hai, da. Mă, mă, cum arată. N-ai. Approximately 10 hours later. Și fiți atenți ce am făcut noi între timp. Am hotărât să cumpărăm volanul. Am fost la luat de pe OLX, sunt OLX. Și acum sunt cu Petre aici. Încercăm să-l și montăm. Începem cu pedalierul și ideal ar fi ca în seara asta să vedem dacă putem să montăm și volanul, ca să-l și mișcăm. Cu acestea fiind spuse, hai să trecem la treabă. Bun, și încep dimineața cu un proiect clar. Vreau să pun monitorul sus pe simulator. Volanul l-am pus, pedalierul l-am pus. Doar că ăsta încă mai mișcă aici, încă n-a reușit să le strâng. Vreau să dau jos suportul, să le strâng, să le închid, după care să-l urc. Hai să începem treaba. Acestea fiind spuse, clar, ăsta a fost cel mai complex clip din punct de vedere a modificărilor mașinii a noastre, a Dubei noastre, pentru că am modificat o grămadă de chestii, am evoluat foarte mult și cu partea de simulator, este aproape gata, i-am luat și sistem audio, totul este legat, am și testat aseară, totul funcționează și în perioada următoare, cel mai probabil, o să te țin la curent și ce facem cu Duba asta superbă. Țin să mulțumesc la final băieților de la Tuner Shop pentru modalitatea profesionistă în care au găsit jantele, le-am configurat corect și sunt foarte mândru de rezultatul pe care l-am. Cu alte cuvinte, dacă îți dorești un set de jante altfel, un set de jante mai curajos, un set de jante ce să te scoată în evidență, te invit pe linkul din bio să le scrii băieților de la Tuner Shop, să iei legătura cu ei pentru că sunt foarte profesioniști și pot să te ajute să faci alegerea corectă. Acestea fiind spuse, eu am fost Mihai Beldie, tu astăzi ai urmărit Vrum Vrum Vlog și până la următorul material, s-auzim de bine și nu uitați, iubiți-vă mult! Mașinile, papa!